împreună. Leu, nu sunteți deloc mulțumit de situația financiară, dar nu este cazul să vă îngrijorați. În curând veți primi bani de unde nu vă așteptați. Mă scuzați. Nu te auzi, Flavia, nu te aude nimeni. Da, așa e, de la o vârstă te bucură și horoscopul. Problema e că te bucură doar horoscopul. La o vârstă te mai bucură doar horoscopul. Fecioară, dimineața s-ar putea să fiți confuz, ceea ce vă poate afecta relațiile sentimentale. Ar fi bine să fiți calm și să nu provocați o ceartă cu partenerul de viață. E bine, mă, la asta, da, aia, da, mama, exact, se vede că până și la rubrica de horoscop se împinge câte ceva. Se pare că... Dar la ce rubrica se mai împinge, Dani? Se mai împinge, din ce am aflat. Să stă vreme bună. Șpăgarilor. DNA, DNA. Balanța. Balanță, nu este momentul să vă ambiționați să rezolvați singur problemele casei, pentru că s-ar putea să nu aveți succes. Acceptați ajutorul familiei.